Eu sunt Pufi și astăzi vă întâmpin cu o nouă poveste. Povestea se numește Șoricioaica și a fost scrisă de o fetiță foarte, foarte drăguță, care se numește Gabriela Panait și ea este micuță, dar o să vedeți voi ce frumos știe ea să scrie, n-are decât 7 anișori și este foarte, foarte drăgălașă. A fost odată, ca niciodată, o șoricioaică pe nume Floricica, mai mare decât orice om de pe planeta față veselă. Floricica, deși era foarte mare, era blândă și se juca foarte frumos cu toți prietenii ei, mici și mari, din pădure. Cea mai bună prietena ei era veverița Alunița, cu care se întâlnea uneori ca să se joace leapșa și să se joace de-a față ascunselea. Într-o zi, în pădure a apărut fiul cel mai mare al regelui Întuneric. Acesta era foarte lacom și voia să fure alunele magice strânse de veverița Alunița. S-au luptat, oho, o zi de vară până în seară, prințul cu o ghindă imensă drept armă, iar șoricioaica cu o sabie de lemn. Au venit toți prietenii să o ajute, chiar și micuța veveriță. Au sosit în grabă ariciul cu țepii lui ascuțiți, lupul cel blând cu pistolul lui cu apă, vulpea cu un ciocan mare de plastic și astfel au putut să-l învingă pe prinț, care a fugit cât l-au ținut picioarele. După luptă, pe cer au apărut multe culori care păreau că urcă până la soare. Era prima oară când vedeau asta de pe planeta față veselă. Din fericire, printre prietenii veniți în ajutor, era și un urs care venise tocmai din România, de aici, de la noi. Iar ursul, pe numele lui Miere, le-a spus că el vine de pe pământ și că acolo culorile de pe cer se numesc curcubeu. Ca să sărbătorească victoria, au făcut un picnic cu limonadă, miere și cu multe fructe de pădure. Spre seară au făcut un foc de tabără și au dansat și au cântat în jurul lui până seara târziu. Și astfel prietenii au trăit fericiți până la adânci bătrâneți, în pădurea fermecată. Învățătura acestei povești, pentru că nu e așa, orice poveste are și o învățătură, este următoarea. Nu trebuie să fii lacom și să furi de la alții. Și chiar dacă te crezi mare și puternic, poți să fii învins de cei mai mici și mai mulți, dacă sunt prieteni foarte buni. Hei, dragilor, aceasta a fost povestea noastră de astăzi. Dacă scrieți și voi povești, și eu știu că scrieți, vă rog să mi le trimiteți pe adresa mea de mail, poveștilelui@gmail.com. Și până la o nouă poveste, Pufi vă pupă, vă iubește și vă spune la revedere și aveți grijă de voi, să nu vă îmbolnăviți. La revedere, haide, pa, pa, pa!